Imaginea premierului Marcel Ciolacu a fost utilizată în mod fals pentru promovarea unor oferte de investiții fictive. Departamentul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra acestei tactici sofisticate, în care atacatorii recurg la tehnologia deepfake pentru a crea clipuri video credibile, prezentând politicieni și oameni de afaceri într-un mod fals. Astfel, un ieșan a fost la un pas să își piardă toți banii din cont. Ieșanul Ionel Strâmbu, în vârstă de 70 de ani, a scăpat în ultima clipă de la a-și pierde sumele acumulate în contul său bancar. Păcălit fiind de un video fals apărut pe rețelele de socializare, acesta a avut prezența de spirit de a-și bloca cardul și a merge direct la poliție. În imaginile ce l-au dus în eroare pe ieșan, apare premierul României, care propune moduri de a investi, ce aduc câștiguri și de 10 ori mai mari față de alte monede. Primul ministru Ciolacu spune că în acea imagine că România are niște societăți foarte bine cotate la piața de bursă internațională și că deși el e conștient că Uniunea Europeană nu îi va accepta propunerea lor, el ne sfătuiește să investim totuși în aceste societăți, pentru că la o sumă investită de 1250 de lei, echivalentă la 250 de euro, putem câștiga minimul 3000 de euro într-o săptămână cel puțin. Mi-a cerut, acolo era acel formular și numărul cardului. Am completat și numărul cardului, pentru că eu ne-am făcut niciodată plata pe card, nu știam cum să pot transfera acești bani. Deja am văzut că din suma mea dispăruse era cu mine suma de 1250 de lei. Și am spus, băi, stai olea, că nici n-am apucat să vorbesc cu dealerul și deja banii mi-au fost blocați. E o glumă care spune și eu vă dau un sfat. Spune că pe degeaba ești deștept o viață întreagă dacă ești prost 5 minute. Eu am fost prost 3 minute. În al patrulea m-am deșteptat și la al cincilea am luat atitudine, pentru că rămâneam fără niciun ban în cont. Potrivit experților, aceste clipuri false sunt distribuite pe platformele de social media, atrăgând atenția audienței și încurajându-i pe utilizatori să exprime interesul pentru presupusele programe de investiții. După contactarea privată a utilizatorilor, atacatorii recurg la tehnici de inginerie socială și site-uri de phishing pentru a obține date sensibile. S-a început folosirea inteligenței artificiale, fiind create prin această metodă diferite videoclipuri prin care sunt impersonate diferite oficialități ale României, de la nivel de guvern și poate până la nivel local. Rugămintea noastră este să nu accesați pagini de investiții de pe platforme de socializare. Ori de câte ori vă doriți să faceți investiții, informați-vă din mai multe surse, cel puțin 3 surse e o recomandare, iar în situația în care veți întâlni astfel de platforme de investiții, întrebați o rudă, un prieten sau chiar faceți o interpelare către autoritățile statului și aici vreau să menționez poliția și chiar Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Nu comunicați nici o dată existentă pe cardurile pe care le dețineți. Nu furnizați pe platforme de socializare sau pe alte platforme de comunicare prin intermediul sistemelor informatice, prin internet, copii după buletin, permis sau orice alt act de identitate care poate să vă fie dăunător pe viitor, respectiv din perspectiva sumelor pe care le aveți în conturi. Autoritățile subliniază importanța vigilenței în mediul online, îndemnând la verificarea atentă a informațiilor legate de astfel de oferte și analiza conținutului video pentru a detecta eventuale falsificări. Tehnologia deepfake, bazată pe inteligența artificială, necesită precauție din partea utilizatorilor.